Doamne și domnilor, mai suntem câțiva ca să încep ceea ce vreau. Bună seara, bineînțeles, iertați-mă, dar sunt un pic zăpăcit cu această zi de 21, pentru că lucrurile sunt împărțite și n-am cum să trec peste ceea ce am trăit. E adevărat. Omagiu și respect pentru Timișoara. Ei au început cu o săptămână mai devreme. Acolo Armata și Ministerul de Interne al Republicii Socialiste România au tras în oameni cu gloanțe pe care scria RSR, adică Republica Socialistă România. După care, sigur, în toată țara, azi în Timișoara, toată țara, Bucureștiul a atârnat greu în această istorie. Și aici, noaptea de 21 spre 22, a creat și ea victimele cunoscute. Tineri, foarte mulți tineri. Desigur că viața este un obiect de studiu care se schimbă când vrea ea. La 5 ani, la 50, la 100, habar n-aveam. Cei care trăim, poate nu toți, uite Ion Iliescu, cine mai știe, suntem obligați, poate nu toți, justiția română, care are alte probleme, alegeri, CSM-uri, CCC-uri, CJJ-uri, să penalizeze tot felul de judecători care taie iarba și așa mai departe, dar care țin și de 32 de ani procesul Revoluției în studiu de caz. O rușine pentru toată justiția română, începând cu 1 ianuarie 1990 până astăzi. Salarii imense, pensionări anticipate, pensii nerușinate. Nu știm, nu o să știm și nici nu o să se întâmple chestia zbioată. Restul sunt culori schimbătoare, mode, obiceiuri. Dar despre justiția română, care nu a stabilit adevărul despre Revoluția Română, restul pe mine mă lasă rece, cu toate ifosele ei de astăzi, ca să fie foarte clar și să nu ne ascundem după gard. Da? Niciunul din cei de astăzi nu erau unde sunt astăzi, mai ales ștabii, ca să fie și asta foarte clar. Dar încet, încet o să se aștearnă uitarea, liniștea, o să rămână o mică lecție, nici măcar asta, Ministerul Educației, nici asta n-a fost în stare să facă o jumătate de pagină, o lecție. Revoluția Română, Revoluția cum a început la Timișoara cu tărâmul. Bă, nu o să știm adevărul, dar uite cum a fost treaba pentru care noi astăzi toți aici, în acest platou, pe această stradă, la Parlament, mergem să vandalizăm mașina ambasadorului Japoniei și a Statului Unite. Bă, stă mintea în loc. Nu că n-ar trebui Parlamentul să n-aibă garduri, nu că n-ar trebui să facem plimbări pe acolo, să ne jucăm cu copiii și să stăm cu iubitele, să admirăm nemernicia aia care ne-a costat sute de miliarde și vieți. În fine. Dar asta este țărișoara noastră pe care eu, cel puțin, în continuare o locuiesc. Acum, n-are rost să vorbim, pentru că cei care au 32 de ani astăzi chiar nu sunt interesați nici măcar cât s-a vorbit de Revoluția de la 48 sau eu știu ce a mai fost pe țara asta. Și asta este situația. Acum nu o să mergem toată viața să căutăm mărturii pe la Sarmisegetuza, pe la Bobâlna, pe la Podul Înalt, pe la Posada și așa mai departe. Mergem la mall! Mergem pe stradă, vară la vară. Asta este viața noastră pe care o iubim și o adorăm. Adică trăim cum trăim. Eu n-am să fac aici propagandă, nici cu injecții, nici cu măști, nici cu băști, nici cu certificate. E problema fiecăruia. Dar nici nu tolerez dacă se iese în stradă pentru chestia asta sau dacă tot e o chestie personală. Faceți-o tată personal. Nu sunt nici pro, nici contra. Vedeți-vă de treabă, dar faceți un act personal din chestia asta și nu vandalizați nimic în numele nimănui. Ca să fie foarte simplă viața noastră. Bă, dar la asta ne pricepem din ce în ce mai bine. 1 milion de moluri
pe care o să-l facă ăștia, totdeauna o să găsească pe cei. Deci eu nu pot să înțeleg cât poți să crapi în tine, cât poți să cumperi în aceste zile. E săptămâna Crăciunului. Să ne simțim așa cumva, da ia și de sarmale, să ne, da ia și câșcu. În fine. Și asta poate este firesc. Stați să vedeți când o să se facă aici în spate nenorocirea aia megalitică, 40 de hectare virate cu complicitatea Parlamentului într-o instituție particulară, să se facă aici 700 de milioane de metri cubi, că poate așa o să ne vadă marțienii și o să zică, bă, venim direct la Piața Scânteiei, că uite, au făcut ăștia ceva ca să-i băgăm în seamă. Bă, este o nemernicie. Este o nemernicie să zici că faci trei petrece de iarba ci și de fapt să mai faci nu știu câte birouri. Birouri la ce? Birouri la cine? Cum era și bancul ăla. Bă, cum se zice? Furticular sau formicular? La ce? La ce? O să vedeți cum o să fie coada de aici până la Iași. O să vină să vadă ce chilos, ce ciorap, ce săniuță, ce cutare se bagă la viitoarea construcție, cum am spus, apocaliptică. Da, restul orașului rămâne ca pe vremea ciobănașului Bucur și ca pe vremea fanarioților. Deci, afluire de fluire. Unde să se ducă toți oamenii ăștia? Da, astea sunt alte lucruri pe care, dacă s-o mai face emisiuni pe televizor, pe internet, pe buletin, pă, nu știu, o să avem un chip aici, ia mă, vreau să văd striptease. Ia, vreau să văd sarmale, ia, vreau să văd fotbal, vreau să văd cutare și cutare și cutare. Pentru ceea ce s-a întâmplat la Timișoara acum 32 de ani și pentru ceea ce s-a întâmplat la București și în multe alte orașe din țară și pentru acei copii care stau sub pământ ca noi să behăim la nesfârșit în frunte cu președinți, prim-ministri, guverne, parlamente, pătemir ce subiecte. Bă, cea mai mișto chestie pe ziua de azi pe care am auzit-o, părinții lui generalul lui, prim-ministru Ciuc, au zis, maică, nu-i face bine că e prim-ministru. Sentiment de mama. O știu. Bun, astea sunt niște lucruri mai mult personale, pentru că s-ar putea să zică una cu ce dracu, mă, ce revoluție este, mă, ce Napoleon Bonaparte, ce liberté, egalité, cumpărătoré, halé, abulé, astea sunt la... Bine, n-are legătură cu ce am zis cu Napoleon și cu prefectura, dar în sfârșit. Doamnelor și domnilor, primul invitat al serii este primarul unui istoric oraș, Alba Iulia. Domnul Gabriel Pleșa. Bună seara și mulțumesc pentru că ați făcut un efort considerabil în ceea ce astăzi a ajuns un substantiv mai folosit ca mama, tata, părinți, dragoste, te pup, ne vedem. Trafic. Sunt în trafic. Și dumneavoastră sunteți în trafic de la Alba Iulia. Astăzi ați comemorat acolo sau? Da. Asta a fost motivul pentru care am plecat destul de târziu spre București, știind că noi de regulă facem între 5 și 7 ore de la Alba Iulia, 375 de kilometri. Avem norocul să avem două porțiuni de autostradă, la început între Alba Iulia și Sibiu și la sfârșit între Pitești și București. Dar întotdeauna când ajungem în militari, încep necazurile, încep problemele, e congestionare de trafic și problema este Valea Oltului. Asta a fost și astăzi. Așa este, astăzi am comemorat 32 de ani de la Revoluția Română. De regulă, acest lucru se întâmplă în fiecare 21 decembrie. De ce? Pentru că la Alba Iulia, pe 21 decembrie, seara a început practic Revoluția, mai exact nu în Alba Iulia, ca să fim foarte corecți, a început în orașul Cugir. Iar acel grup de revoluționari din Cugir, de oameni care au avut curajul să iasă în noaptea de 21-22, au venit la Alba Iulia. Alba Iulienii s-au alăturat. Toată noaptea de 21 spre 22 au umblat pe străzi,
Nu s-a întâmplat, nu s-a tras niciun foc de armă. În 22 dimineața, înainte să plece sau să plece cu elicopterul să fugă Nicolae Ceaușescu, practic conducerea de atunci a partidului era regională, de primul secretar. Județea, primul secretar, Savu, dacă nu mă înșel, a predat oarecum instituția în mâinile oamenilor și acest lucru a contat mult pentru că n-au fost victime. Cel puțin până în 22 n-au fost victime. Au fost după aceea, datorită, știți, a ceea ce s-a întâmplat până în 25, toată acea debandadă, toată acea... oamenii erau bulversați. Dar nu a fost. Mai sunt oameni care atunci au avut curajul să meargă pe treptele din fața prefecturii și să le să vorbească mulțimii, oameni care au ținut oarecum situația sub control, astfel încât această tranziție oarecum de putere în mâinile poporului de atunci s-a făcut fără sânge. E datoria mea și datoria noastră ca autorități locale să cinstim memoria acestor oameni. Eu le-am spus astăzi pentru că am observat un sentiment de... Adică, în cuvântul președintului Asociației Revoluționarilor, a zis ceva de genul: nu știu dacă mai interesează pe cineva astăzi ceea ce am făcut noi atunci și de aceea suntem, ieșim tot mai puțin în evidență. Nu mai interesează. Și am zis, dar să știți, maestre, pentru că eu am zis în felul următor. Totuși, rămân niște mărturii vii a unui moment istoric în acestui neam. Și poate peste 50, poate peste 100 de ani, vor fi considerați ca și generația pașoptistă, de exemplu. Pentru că eu am trăit 23 de ani sub vechiul regim, eram student la Cluj, la Politehnică, și 32 de ani în democrație. Multă lume a uitat că frustrările noastre de atunci, lipsurile noastre de atunci, dar două lucruri cred eu că am câștigat prin jertfa acestor oameni. Libertatea cuvântului, libertatea religioasă. Sunt lucruri care au contat mult. Știți foarte bine și știm toți cei care am trăit acei ani că eram într-un întuneric absolut. Ori acest lucru cred că a contat. Iar acești tineri care, așa cum spuneați și v-am ascultat în preambulul emisiunii, poate că nici nu-i mai interesează sau nici nu mai știu ce s-a întâmplat atunci, sunt liberi și pot să aleagă astăzi tocmai datorită acestor oameni. Ori cred că acest lucru va trebui întotdeauna să-l pomenim, chiar dacă o facem o singură dată în an. Desigur, viața este ca un râu de munte, nu știu, ca orice altceva. El curge. Cu ce putem opri noi nenorocirea pe care o producem planetei? Și încep să vină, noroc că se azetopesc pe drum iceberge sau învățăm la școală de dinozauri, de brontozauri, nu știu ce, dăm și mie guma, jucăm un fotbal în pauză. Nu ne amenință măgăoaiele alea mari, azi ne amenință niște chestii care nu se văd minuscule. Acum puteam să zic, băi, Gabriele, vezi că e ăla cu trompa în curte la biblioteca voastră vestită sau la palatul... La Mateaneum, sau... Așa, sau la palatul principiului. Sau palatul principiilor Transilvania. Vezi, mă, că dărâm ăla cetatea. Da. Uite-l cât. E botul acil Alba Iulia și coada la Constanța. Nu, acum ne omoară niște chestii care le văd unii abia la microscop. Dar, încă, din păcate pentru memoria selectivă a memoriei colective... Cimitirul Eroilor este la București, este la Timișoara și la Sibiu. Sunt părinți, sunt copii, sunt neveste, sunt frați, sunt surori, sunt vecini, sunt prieteni care încă trăiesc. Durerea lor e depășită pentru ceea ce s-a întâmplat poate atunci, pentru ceea ce văd ei, pentru ce s-au jertfit, repet, copiii, soții, mătușile. Sigur, cei care au pierdut despre asta atunci, este vorba, da? Frați, surori, copii, au o dezamăgire de la Arlan. Și din cauza asta îmi sare muștarul pe justiția română. Eu nu am treabă cu judecători, doamna X sau domnul Cutare. Justiția română
Dacă vreți, ca la cazul Kennedy, deși și au promis că după 50 de ani, în 2013, ar fi trebuit să aflăm ce s-a întâmplat. Nu e cazul, măi, fraierilor. Vedeți-vă de treabă, de fripturi, de burgeri, de... aveți atâtea bunătăți de halit, nu trebuie să știți atâtea adevărul. Telefoane, atâtea lucruri de cumpărat, de înghesuit în sacoșe și în bagaje. Dar justiția română, în integralitatea ei, cu vârfurile lor, că poate nu aia de la Alba Iulia trebuie să facă lumină sau de la Timișoara judecătorii. Aici avem instrumentele mari, sigur. Oraș, e vinovat sistemul județ, în sine. Tribunalul Suprem. Păi frate, nu pot să dorm până nu aflu rezultatul, da? Nu. Au zis așa, hai să se cam ducă toți care au pus mâna pe Ciolane și după aia ca să nu mai deranjăm pe nimeni în frunte cu tovarășul Iliescu, da? Ca și la colectiv. Mergem la discoteci, mergem în cluburi, în continuare. Dar rudele, supraviețuitorii celor de atunci, ei trebuie să aibă o sentință. Sigur. Punct. Trebuie să li se facă dreptate, categoric. Despre asta, nu știu dacă e dreptate. Eu nu pot să-i spun unui părinte care și-a pierdut copilul sau acolo. Un verdict sau ceva. De ce dreptate? Așa. Să se termine atât povestea. Da. Deci este incredibil, este incredibilă povestea asta. Eu dacă aș avea puterea, aș spune tăte, bă, la salariile voastre și la condițiile voastre de recompensă a societății față de voi, hai, 365 de zile. Pe mine nu mă interesează, că nu stau nici în frig, nici în, pe câmp, nu se compară nici cu mulgătorii de vipere pentru medicamente. Bă, se duc acolo, poate au mine. Mai să mai angajăm 500 de mii de judecători. Bă, terminați toate procesele de la un an la altul. Incredibil, cu țăndărei, cu mândărei, cu toate alea. S-auzi din gura justiției române, s-a prescris fapta. Păi stai mă că nu s-a prescris de ieri pe mâine, s-a prescris că au trecut 10-15 ani. Exact. Și voi vreți salarii și pensii speciale. Rușine. Da. Așa după este. Părerea mea. Așa dar este. Eu vorbesc despre doamna aia legată la ochi. Că poate mă trezesc acum cu niște băieți în robe care spun, ia uite-mă, iar a luat ora asta. Nu, stimați judecători. Stați liniștiți. Eu vorbesc despre doamna cu balanța și legătura. Politehnică matematician, nu? Nu, eu am... Matematică, științe de-astea. Nu, eu am făcut tehnologia construcțiilor de mașini. A, bun. Am terminat la Cluj în 91. Dar cum se explică un liberal de 22 de ani la momentul... adică, om serios, 22 de ani într-un partid, nu în 5. Da. Bă, plec din Partidul Național Liberal și da. Mă duc la USR. A fost o decizie grea. Deci userist acum, nu? Da, da, da. A fost o decizie grea. Practic, a contat foarte mult dorința mea de a face bine orașului. Eu aveam o experiență de aproape 5 ani ca viceprimar. Și știam că sunt lucruri pe care trebuie să le schimb, știam că sunt lucruri pe care, la care trebuie să am curajul să le abordez altcumva. Din păcate, partidul din care făceam parte, așa cum a spus, aproape 22 de ani, sau, mă rog, conducerea de atunci n-a fost de acord cu nicio discuție corectă despre șanse, despre sondaje de opinie, așa cum cred că se face normal. S-a dorit să nu candidez, mi-am dat seama și am zis în felul următor, prefer să ies din viața politică. Ce, jupânul Hava sau... Da, mă rog, fost un primar și fost un lider a Partidului. Vorbesc de un grup, deși e un partid măricel, așa, tot un grup mic hotărăște și da. La Alba Iulia. Da. Până la urmă, pe mine m-a deranjat principiul ca un grup mic, cum ziceți dumneavoastră, să hotărască pentru toată lumea și să nu se discute. Adică nu pot să chemi, eu știu, oameni de partid doar în momentul în care sunt ani electorali sau la acțiuni. Erați viceprimar la un moment dat, nu? Eram viceprimar și să hotărăști candidaturile sau funcțiile doar într-un grup foarte mic. Asta nu mi s-a părut corect și am zis, deși eu sunt liberal și am intrat în acest partid, cum să spun, chiar din dorința de a face parte dintr-un partid istoric și din partidul pe care îl consider cel mai important partid din istoria modernă a României.
22 de ani. Așa a fost. A fost grea despărțirea, dar dragostea... Dragostea pentru ce? Pentru că... Dragostea pentru orașul meu... Stâlpul societății Havanu a zis... Ați vrut să candidați, am nu? Am vrut să candidez. Și vi s-a toate spus sondajele, că nu e cazul, nu? Toate sondajele de opinie mă dădeau ca preferatul în momentul în care domnul Hava a renunțat și s-a dus... Da. Dar nimeni n-a vrut să înțeleagă... Și a contat doar preferatul dumnealui și al celulei de partid. Exact. Și atunci a trebuit să fac acest pas. Eram dispus să candidez și ca independent. Dar am găsit o echipă, un partid tânăr, era și pe centru-dreapta poziționat ideologic, deci nu aveam o problemă din acest punct de vedere. Un grup de tineri, până la urmă, care făceau politică de nici 2 ani de zile, entuziaști și care m-au sprijinit foarte mult în campania electorală. Și acum sunteți șeful filialei USR? Nu sunt. Poate o să vă mire. Sunt doar primarul municipiului Alba Iulia și sunt doar membru într-un birou județean. Deci nu am o funcție politică. Practic nici nu mi-aș dori acum, pentru că e atât de mult și funcția de primar... În partea a doua, după publicitate. Da. Deci, vi s-a spus clar de o mână de oameni, bă, scoateți din minte tu candidatură. Da, practic nici măcar nu mi s-a spus. Și ăsta a fost comportament motivul care v-a hotărât să părăsiți partidul după 20 de ani. Da, eu am zis că e un moment în care trebuie să încerc să ajung în fruntea administrației orașului pentru a schimba anumite... USR-ul ce procentaj ar avea în județ? Deci eu am câștigat alegerile... Adică mai puțin decât procentual, nu? Eu am câștigat alegerile cu 37%, iar USR a luat pe Alba Iulia 27%. Am câștigat cu 10% în plus. De ce? Eu am știut în permanență că nu voi fi votat neapărat de, eu știu, simpatizanții USR. Am fost votat de foarte mulți liberali. Alba Iulia, practic, și județul Alba este un fief în top 3. Au mai venit cu dumneavoastră? Da, mai ales din vechiul Partid Național Liberal am avut voturile oamenilor. Sunt născut în Alba Iulia, din părinți alba iulieni, practic 50 de ani de viață, în afară de cei 5 de facultate, am petrecut în orașul meu. Și în Consiliu cum stați? În Consiliu avem o treime, dar avem o majoritate funcțională cu Partidul Național Liberal, am un viceprimar USR, un viceprimar de la Partidul Național Liberal, care funcționează deci destul de bine. Puteți să derulați activitatea? Da, până acum și uite, am trecut de un an de activitate, practic în 22 octombrie am avut un an de când am preluat funcția, să știți că a funcționat această majoritate. Eu am, cum să vă spun, nu sunt un politician atipic. Eu întotdeauna am zis că atunci când ești într-un consiliu local, când ești primarul unui oraș ca Alba Iulia, trebuie să faci în primul rând totul pentru comunitate și pentru oameni. Și atunci eu discut la orice proiect de hotărâre, la orice inițiativă, discut cu toate grupurile, discut cu toată lumea. Lucrul acesta s-a dovedit benefic pentru că majoritatea proiectelor mari pe care le-am propus au trecut. Și lucrul acesta mă mulțumește. Sper în continuare, sigur, chiar dacă există la nivel național o altă majoritate formată din guvernarea actuală, să se înțeleagă că la Alba Iulia, și asta îmi doresc și le spun în permanență consilierul local, lucrăm pentru cetățeni. Ne întoarcem peste câteva minute, dragi prieteni. Suntem împreună cu domnul primar al Albei Iulia, Gabriel Plășa, dragi prieteni. Vedem un video și vă rog să ne povestiți ce e acolo. Asta e apus sau răsărit? E apus. E apus. Practic, e un film de promovare turistică. Asta e emblema cetății, da? Poarta a treia. Imagine a place. Cu statuia lui Carol al VI-lea, în timpul căreia s-a făcut obeliscul lui Orea Cloșca și Crișan, inaugurat de regele Carol al II-lea în 1938, orașul de jos. Adică partea istorică, nu? Catedrala Încoronării, unde în 15 octombrie anul viitor avem 100 de ani. Aici este un proiect, e garda austriacă a cetății,
un proiect turistic. Catedrala Romano-Catolică, unde e înmormântat Iancu de Hunedoara. Universitatea 1 decembrie. Pietonala Mihai Viteazu, Muzeul Unirii, cred că sunt cunoscute publicului. They made a promise. The past will not be forgotten. They fight for it every day. Se trage și cu artileria din când în când. Fortresses against time. Partea a treia cu podul. Artful valuable cathedral stand for faith. And masterpiece monuments stand for unity. The main core of the city. Statuia Ecvesta lui Mihai Viteazu. Și Monumentul Unirii, care l-avem, l-am avut la centenar. După 100 de ani am reușit să facem Monumentul Unirii. And you can experience a real journey throughout time. And yet, da, avem un festival roman asta în care de... avem trupe de reenactment. Și aici, probabil, de la unul din festivalele care au loc peste an în Alberea, probabil Zilele Orașului, Piața Cetății, unde au loc marile evenimente. Muzeul Principia, vestigiile Legiunea 13-a Gemina, care le-am conservat bine, dar mai avem mult de lucru. Și aici avem o pistă de biciclete cu o panoramă extraordinară pe un cea mai mare înălțime din jurul orașului Alba Iulia. The present, which is like a journey full of twists and turnings, where it opens like a mirage, unlikely, unbelievable at first. They have the ambition and enthusiasm necessary to make a smart city, offering advanced technologies within reach and for the benefit of nu se putea fără tehnologie și fără great yesterday and the revolutionary tomorrow is presented. Axul Unirii, podul Unirii care unește catedrala cu Monumentul Unirii. Aveți autobuz ăsta turistic? Da, avem un autobuz etajat. Come and feel the magic of the city. Be part of the history. Visit Alba Iulia. Frumos oraș aveți. Da, pentru mine e cel mai frumos oraș de pe lumea asta. Adică aș fi putut să plec. Noi suntem trei băieți, eu sunt mijlociu, cu fratele meu mai mare ne-am făcut afacerea privată. Cel mai mic este din 1999, din 2000, este în Statele Unite. Nici acum nu este împăcat cu gândul, deși are copii acolo, a plecat cu soția, nici acum nu este împăcat și acum e dor de oraș, mai ales acum când se apropie sărbătorile de iarnă și altele. Deci pentru mine este cel mai... Și eu puteam să merg în atâtea alte locuri. Și am călătorit. Pentru mine, acasă este Alba Iulia. Și sunt un om prea conservator. Eu am zis așa, dacă m-am născut în orașul ăsta, aici vreau să mor. Dacă m-am născut în religia ortodoxă, în legea ortodoxă vreau să mor, deși sunt un om foarte tolerant din toate punctele de vedere. Lăsați-o pe asta cu Marta, că vorbim destul Nu, ce, în sensul în care țin foarte mult la orașul ăsta și poate înțelegeți foarte bine, maestre, ceea ce m-ați întrebat la început. De ce am renunțat la partidul meu după 21 de ani ca să candidez. Pentru orașul ăsta am făcut acest lucru. Ce ați făcut în anul ăsta? Anul acesta a fost un an greu, dar mă bucur că a fost așa, pentru că a trebuit să ne turăm la maxim motoarele. Mi-am făcut o echipă și în continuare zic eu că o echipă tot mai performantă în primărie. Am făcut și o reorganizare, o primă reorganizare, am luat câteva decizii importante.
Vom crea o nouă zonă economică în continuarea celei... Ce ați făcut, am întrebat. Nu ce o să faceți. Suntem la ce ați făcut în anul ăsta. Păi da, premisele de acum suntem... Am elaborat un plan urbanistic zonal care este în dezbatere publică. Am reușit și am să continuăm proiectele de reabilitare a Palatului Principilor Transilvaniei, pe care l-ați văzut, da. Care este, zic toți istoricii, că dacă reușim această refacere, practic este cea mai importantă clădire din Transilvania. Alba Iulia a fost capitala Principatului Transilvaniei peste 150 de ani. Dieta era la Alba Iulia. Practic, principii luminiști, Gabriel Bethlen, Rákóczi I, Rákóczi II, Sigismund Báthory, au avut capitala la Alba Iulia. Mihai Viteazu, când a intrat la 1 noiembrie 1599, după bătălia de la Schellenberg, a avut sala tronului acolo în spatele statuiei ecvestre pe care ați văzut-o. Am reușit într-un proiect de 5 milioane de euro, vom termina corpul, ceea ce se vede în spatele statuiei ecvestre a lui Mihai Viteazu. Din păcate, mai avem nevoie de vreo 15 milioane de euro ca să terminăm această clădire, dar anul acesta, printr-un lobby pe care l-am făcut asidu la București, am reușit să iau direct din bugetul de stat 16 milioane de lei, undeva la 3 milioane 400 de euro, pentru reabilitarea acoperișilor, care se degradează și sunt într-o stare de degradare mare. Am reușit să fac acoperișurile la partea municipale? Care nu se... Nu. La Palatul Principilor, la celelalte corpuri. Se lucrează în continuare și sunt convins că vom mai aduce bani europeni și putem termina această clădire. M-ați întrebat ce am făcut. A fost un an greu. De ce? Pentru că au fost tot felul de crize. Criză pandemică, criză medicală, criză politică, sănătatea, criză, în oraș, criză cum, economică. Cum sănătatea se, destul cum se de bine. Tratează? Vreau să vă spun că sunt. Nu avem municipal, avem un spital județean de urgență. Să știți că suntem într-un top 5 a municipalităților care au testat tot timpul, cu Clujul, cu Timișoara, cu Bucureștiul. Tocmai de aceea am avut vârfuri ale pandemiei. Noi în octombrie eram undeva la 16,5 la mie. La un moment dat eram primi. Nu vreau să vorbesc de pandemie. Nu, primi în țară, dar vreau să vorbesc spun de că... oameni care au diabet, dializă, cancer, da, tuberculoză. Există probleme de vor acest să gen. Nască, vor să, știu, să caute. Parcă nu mai există boli decât pandemia asta. Păi există, adică din păcate, COVID. Și aceste boli, dar spitale sunt oarecum semi-blocate. Copii, se intră pediatrie. Acolo. Da. Există probleme. ORL-o. Se fac investiții, ei au Consiliul Județean, se fac investiții în Spitalul Județean de Urgență. Tocmai acum, în anul viitor, se va inaugura noua policlinică. Școala? Școlile... Investiții foarte multe în școli. Mă bucur că grădinițe am crește. Început anul acesta și am făcut aproape toată această perioadă fizic școala. Mi-am dorit foarte mult acest lucru, și preșcolari și școlari. Eram foarte deficitar la capitolul creșe, cum de altfel sunt toate municipalitățile din țară. Suntem în... vom construi două creșe. Una am câștigat, o creșe de dimensiune mare, și o vom face cu Compania Națională de Investiții. Adică stați binișor cu natalitatea? Da, vreau să vă spun că dacă la ultimul recensământ, cel din 2011, orașul Alba Iulia a avut 58.500 de locuitori. Institutul Național de Statistică, pentru că recensământ va fi doar anul viitor, ne spune că acum avem undeva la 74.000 de locuitori în Alba Iulia. Deci a crescut cu peste... Adică nu sunt toți bebeluși. Înseamnă că ați atras și... Considerentele sunt următoarele. Pentru că și noi ne-am... Rațiunea metropolitană, adică din comune? Da. Sau... Deci orașul s-a dezvoltat. Pentru că domnul primar, colegul din Ciugud, mi-a zis că el a atras locuitori din Alba Iulia. Da, pentru că foarte multă lume lucrează la Alba Iulia și preferă să lucrească în zonele limitrofe care sunt mai liniștite, departe de, să zic, aglomerația urbană. Aveți un proiect, am înțeles, care cred că în 10 ani Ciugudul devine un cartier, nu? Da, e, sigur, dacă Ciugudul până la urmă este un... ieși din Alba Iulia și intri direct în comuna Ciugud, practic este peste râul Mureș, deci de Alba Iulia. Cu niște hectare, am înțeles, un proiect de da, parc... Da, vom dezvolta această zonă economică în continuarea zonei economice a comunei Ciugud. Câte hectare vor fi acolo?
34 în primă fază, dar mai sunt undeva la 100 de hectare private, care, adică proprietăți private, care și ele vor fi atractive. De ce? Pentru că sunt practic între două puncte de urcare pe autostradă. Suntem unul din municipiile din România care beneficiem, din puține care beneficiem de o infrastructură foarte bună. Noi practic urcăm pe autostradă la Alba Iulia și putem ieși în vest pe autostradă. Deci suntem legați cu nodul rutier de la Sebeș, la 15 km. Legătura problema cu trei... mea e dacă scap cu viață pe Valea Oltului. Sigur. Avem legătura cu trei aeroporturi importante la oră și ceva de mers. Cu Clujul, Sibiu, Târgu Mureșu. Avem culoarul 4 feroviar care s-a modernizat acum, care trece prin Alba Iulia. Deci premisele sunt foarte bune ale orașului și vă mai spun un lucru. Suntem între doi poli puternici de dezvoltare. Clujul, care are cea mai bună de dinamică de vreo 3 ani încoace din România, și Sibiu. Vreau să vă spun că foarte multe companii și chiar foarte multe firme, de exemplu de IT, vor acum să vină la Alba Iulia pentru că e mai liniștit, pentru că fac până acasă la Cluj sau la Sibiu 45 de minute sau o oră pe autostradă. Este un lucru extraordinar. Și mă întrebați de ce acest fenomen de creștere demografică a orașului. Păi, județul Alba, pentru cine nu cunoaște, este împărțit oarecum în două. Jumătate este cu zona munților Apuseni, care, din păcate, datorită dispariției mineritului, poate a unei infrastructuri deficitare ani de zile, se depopulează. Iar partea de sud-vest a județului, sud-est a județului, se dezvoltă puternic. Prin Alba Iulia, prin Blaj, prin Aiud, prin Sebeș. Populația, forța de muncă a migrat spre Alba Iulia, locuiește în Alba Iulia și au cumpărat proprietăți. Șomaj? Aproape deloc. Deci locuiesc în Alba Iulia, își duc copiii la școlile din Alba Iulia, chiar dacă fac naveta la Sebeș, la Star Transmission, la Boș, la Blaj, deci preferă să locuiască la Alba Iulia. Astfel, orașul a crescut, asta ne bucură, sigur ne dă mult mai mult de lucru și mult mai multe probleme, dar ne bucură foarte mult. Sunt foarte curios la recensământul de anul viitor, realmente cât deocamdată avem niște statistici date de INS care ne spun liber, acest lucru. Cultură? Da, sunt și aici e foarte mult de lucru, chiar dacă ați văzut sport. Un oraș minunat altfel și cu o zestre culturală și istorică extraordinară. Practic, Alba Iulia este un oraș bimilenar, avem peste 2000 de ani de atestare documentară. Toate civilizațiile și toate perioadele le găsești acolo. Unde vrei să sapi la o fundație? Partea mai vie, teatru, film. Da, acum vreau să... Practic, unde sapi la o fundație, acolo găsești vestigii. Ați văzut că avem perioada... Ați fost pe scenă, nu? Da, așa este. Avem perioada romană, avem perioada medievală, de care vă spuneam, avem perioada modernă cu cetatea habsburgică Alba Carolina. Din punct de vedere cultural, sigur încă avem mult de lucru și a infrastructurii sportive. Cam mult de ce a făcut Imperiul, în Războiul Stelelor. Da. De ce zic acest lucru? Pentru că, într-adevăr, Alba Iulia nu are încă un teatru. Avem un teatru de păpuși, avem un teatru de amatori, dar încă... Și la amatori și la păpuși. Sigur. Deci va trebui categoric să avem un teatru și ne dorim acest lucru și noi și Consiliul Județean. Avem o orchestră de cameră, dar nu avem o filarmonică, nu avem operă, deci sunt lucruri care, mai ales că avem astfel de spații, cum le-ați văzut, în care putem să... Cam ce procent? Să știți că stăm destul de bine, dacă stăm undeva la 14-15 metri pătrați per locuitor, sigur, norma Uniunii Europene ne spune de 26, dar în continuare să știți că investim în zonele verzi și anul viitor vrem să facem 4 hectare de parc. Până la urmă, să știți că vreau să facem acele coridoare verzi la intrare și la ieșirea din oraș, care ajută atât de mult. Dezvoltăm un proiect frumos pe râul Mureș, în care vrem să atragem turiști, pentru că Alba Iulia a fost port în perioada romană. Plimbare, pescuiți? Da, deci un proiect plutele care veneau de la Ogna Mureș și cărau sarea, trec și prin comuna Ciugut, trec și pe la Alba Iulia și vrem să dezvoltăm un astfel de proiect. Totodată, la Clubul Sportiv Municipal am înființat și o secție de caia-canoe pentru că ne dorim enorm de mult să facem... O clipă, mi-a să zic că ziceți ceva de unirea Alba Iulia, măcar că a fost și
în divizia A. Vreau să vă spun că Unirea Al Doilea în 2024 are 100 de ani. Din păcate, deocamdată echipa este în Liga 3-a. Vrem să preluăm echipa cu istoricul, pentru că e păcat, tatăl meu, Dumnezeu să odinească, a fost fotbalist la Unirea Alba Iulia și țin foarte mult la această echipă. Sigur, suntem în discuții cu actualii proprietari și probabil... În ce perioadă? Tatăl meu în anii 50 a jucat. Practic, cum știți, fii orașului, deși erau la facultate la Cluj, veneau duminica să joace. Atunci s-au liniștit, că așa spre dimineață, zice, Gabi, dormi, da tată, păi Gabi. Da, veneau să joace. Păi Gabi, dormi, da tată, păi te mai întreb o dată, când pui plasele la porți? Da, tocmai de aceea aveți așa un 8.000 de locuri, 7.000 în cap, în viitor? Vorbiți de... O arenă nouă... Da. Mă bucur foarte mult că mă întrebați acest lucru. Am reușit anul trecut o renovare a pistei de atletism la standarde naționale și internaționale. Am inaugurat-o la sfârșitul septembrie cu marea atletă Gabriela Sabo. Uh-huh. A fost, e o pistă modernă. Anul acesta, tot din bugetul propriu, vom face gazonul la standarde, adică să se poată juca meciuri atât a naționale cât și internaționale, practic va fi cu drenaj, cu încălzire, cu tot ceea ce trebuie. Suntem în discuții cu Compania Națională de Investiții și acum facem un studiu de fezabilitate DALI, prin care să dăm jos tribunele actuale, toate aceste gradene, și să refacem tribunele, nocturna și baza administrativă. Reușind acest lucru, vom avea un stadion de 20-25 de mii de locuri în care va putea juca liniștit Naționala de Fotbal a României, vor putea fi meciuri ale echipelor mari. Sigur, în același timp, trebuie să investim în infrastructura sportivă. Practic, la nivel juvenil avem toate echipele de juniori și copii, toate grupele. Și sperăm din suflet să avem și echipa mare cât mai sus. Mergeți pe stradă pe jos? Da. Stați departe de primărie sau? La vreo 4 km jumate. Mă mai duc cu bicicleta mai rar. Nu vă pui de lumea, nu vă... Ba da, Alba Iulia este... Nu, acum eu am întrebat așa, raportul între apreciere și... Place foarte mult între primare. Mie place foarte mult între oameni. Eu chiar am un proiect, primarul Badigarzi, nu niciodată. Astea. Un proiect care îi spuneam, primarul vine pe strada ta. Acolo unde oamenii au probleme, mă duc după masa, după ce vin și dânși la servici, discutăm probleme la fața și locului. Vorbiți sau se ajunge absolut, mai nu. Pentru la mine, conflict, deci, chiar dacă stau până la orele serii, nu refuz pe nimeni și discut lucrurile. La Alba Iulia, unul din trei locuitori mă cunosc și mă salut. Deci, până la urmă, așa este acasă. Așa cum vă spuneam, locuiesc de 50 de ani, am locuit în acest oraș. Dumnezeu, 50 de ani, da. 50 de ani, afară de cei 5 de facultate. Deci eu am 55, păreți, știți. Mai tinere, la. Mulțumesc. Domnilor, o să continuăm să cunoaștem primarii, pentru că e important, zic eu. Și într-o atmosferă oarecum mai relaxată. Vă mulțumesc frumos și să vă țineți de proiecte. Vă mulțumesc. Că și altfel eu, nu vă mai votați ăștia, dacă vreți să mai candidați odată. Vă mulțumesc și vă așteptăm la Alba Iulia. Mulțumesc frumos. În săniuța lui Moș Crăciun a căzut un... Fulg de nea. Fulg de nea. Fulgule de nea. Întreabă-mă, de unde până unde e acest brăduț aici? De unde până unde e acest brăduț de aici? De la asta butic. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Mulțumim. Și acum te întreb eu pe tine, ce urmează? Jocul. Jocul. Da, pentru că dumneavoastră faceți ceea ce deja știți, a devenit aproape o rutină, o chestiune obligatorie. Ce? Trebuie să dați SMS la 1789. Nu, trebuie. Puteți. Puteți, dar ar trebui, dacă doriți să câștigați ceva. Uite, așa, la... La 1789 cu textul concurs. Cu textul concurs. Și rămâne acolo numărul de telefon și computerul, dacă găsește pe cineva la capătul telefonului,
Va zice, eu zic, sau amândoi zicem, alo, și să vedem ce se întâmplă, nu? Uh-huh. Alo? 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 Aha, altceva, deci. Te rog, continuă. Bună seara. Bună seara. Cum vă numiți? Alexei Ștefania. Doamna Ștefania, de unde sunteți? Din Brașov. Din Brașov, o, ce frumos, acolo acum aveți zăpadă. Da, da. Trimiteți și la București puțină. O să încercăm. De unde știi că e zăpadă la Brașov? Că știu. Da? Dar am întrebat, doamna a zis că da. Da, bine, bravo. Deci... Bine, trecem la joc, sunteți pregătită? Da. Ok. Urmează o ghicitoare. Aolea, mă lasă nervi. Gata, ciuliți urechile, că eu încep. Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace? E un animal. Da, arici. Da, corect. Aolea, mi-a stat inima în loc. Doamne, până dimineață cred că nu... Extraordinar. Ei, da. Cred că ai auzit că este o doamnă drăguță, Ștefania, și atunci stai să bag de-astea ușoare. Păi dacă a promis că trimite să bagă. Era vreun domn, băgai una de aia. Care va fi PIB-ul României în 2026? Exact, vedeți? Eu cu doamnele, dumneavoastră. Ștefania, cet tableau te appartient. Choisissez un numéro. Choisir un numéro. Aleg numărul 13. Voilà. 3. De sezon. Friteuză cu aer cald. Bunicel. Ce așa ai frig acolo? Bravo. Și, adică știi ce înseamnă cu aer cald? Că nu mai puneți oloi. Pac, cartofii, pac, palea și vine un vâj așa. Da. O să vă... Rămâneți la telefon să vă spună colegii cum ajunge. Mulțumim prietenilor de la Altex pentru tot acest ansamblu și dacă doresc să afle noutăți, curiozități, comedioare, unde se pot uita? Pe Instagram, pe Florin Călinescu Show și pe TikTok, cu același nume. TikTok. Tot așa mă cheamă și acolo, Florin Călinescu Show? Da, l-ați fi surprins. Și pe TikTok-ul tău cum îl cheamă? Sau tot pe Instagram-ul tău? Azalea? Aveți aceeași, eu ce numeam? Da. Eu am Zumatical. Zumatica. Atât a adus o minte, vă dați seama, Zumatica. Zumatica. Păi nici nu știți de la ce. De la ce? Păi nu vă zic. Nu-mi zici. Așa. Poate la al doilea concurs de Ajbeden. Stați pe aproape, pentru că emisiunea noastră continuă. Următorul nostru... Ce? Vreți să ziceți ceva? Vreți să dați un acord, ceva? Ah, bine. Ia să văd chiar așa, cu ce muzică o terminați pe următoarea noastră invitată, doamna Laura Evraș. Ce asta? Here comes the sun? Deci a venit soarele să rămână. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru vizită. Nu știu gradele astea noi. Ce grad aveți? Plutonier ajutant șef. Plutonier și în, pe vechi. Plutonier ajutant șef. Așa se cheamă, Jaume? Da. Nu e doar de la... Eu sunt subofițer, ultimul grad de subofițer. De la locotenenți în sus? E sunt ofițeri. Se cheamă cum? Cu... Sunt ofițeri, sublocotenent, locotenent. Au rămas așa? Da. Păi și ăștia, comisari și chestori? Sunt la poliție, noi suntem militari. Sunteți militari. Asta este situația. Deci sub... șef. Asta e cel mai mare grad? Ultimul grad de subofițer, da. Să zice cel mai mare grad de subofițer. Mare grad de, da. Deci, doamna Evraș, este evident că... vine de la arma jandarmerie, calare. Detașamentul de cavalerie, din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
Adică ce nu se vede? Păi nu prea suntem noi obișnuiți. Dar asta este o uniformă de lucru sau de... Este uniforma de reprezentare a jandarmeriei, călare, care respectă tradiția uniformei din cadrul regimentului de escortă regală de pe timpul regelui Carol I. Asta în astfel de ocazii, nu? Dar este doar uniformă de paradă, aha, evenimente, escorte. Sunteți singura doamnă în cavaleria jandarmeriei? Mai am o colegă, da? Mult mai tânără decât mine. Sper să rămână în cadrul detașamentului, să-i placă. Este foarte tânără, dornică să învețe. Și cu, adică ați avut vreo influență sau... La început, când am venit eu în cadrul detașamentului, nu mai există altă femeie. Ați fost prima doamnă, da. Da? Da, și pot să spun că datorită mie, poate au avut curaj și alte fete să vină în jandarmeria Călare. Și ce ar putea să facă o domnișoară sau, mă rog, în funcție de starea matrimonială, să zicem, domnișoară, doamnă? Nu, ei fac școala de jandarmi. Și apoi sunt repartizați la unitățile militare. Dacă doresc să vină în cadrul detașamentului de cavalerie, vor fi repartizați. E o secție specială la școală? De direct? Nu, nu. Fac școala de subofițeri jandarmi. Și deprinderea asta cu calul nu trebuie să o ai cumva de undeva? Nu, pentru că vor învăța în cadrul detașamentului tot ceea ce trebuie să știe. Nu sunt niște cai așa... Sunt niște cai foarte bine dresați. Dar destul de impunători, nu? Sunt aleși pe măsură pentru a face față misiunilor la care participăm noi. Și ce trebuie să simtă calul ca să asculte? Fermitate? Multă la dreapta, dragoste. La stânga, aveți vorbe cu el sau hățul sau cum îl ghidă? Multă dragoste, în primul rând. Se formează, nu știu, dacă aș putea să dau un exemplu, e ca atunci când ai un copil, pentru că noi îi luăm când vin din herghelie și sunt nedresați. Din care mai există herghelie la noi sau... Da, sunt multe herghelii. Da? Jandarmeria ia cai din herghelia Izvin, de lângă Timișoara. Ah, Izvin. Rasa Nonius avem noi. Nonius. Dacă i-ați văzut la paradă, cei negri, mari, frumoși, sunt din rasa Nonius. Și există cineva la cavalerie care are ochi? De la ce vârstă se iau caii? Noi îi luăm de la vârsta de 3 ani. Și există cineva care se pricepe sau aveți acolo pe cineva care recomandă? Nu, merg, se face o echipă care participă la mai multe herghelii, mergem să alegem. Negri toți? De obicei îi luăm din Izvin, dar se poate să avem și cal românesc de sport. În cadrul detașamentului sunt și din rasa asta, românesc de sport, care nu sunt negri. De exemplu, calul meu este alb. Așa s-a nimerit sau a fost dorința noastră? Să spunem că mi l-a dat Dumnezeu. Era un mânz foarte micuț, avea 1 an și 3 luni. Aici? Ea este Rita, da. Uitați-o pe doamna Epura. Ea este Rita și acum are 18 ani. Asta cam e spre 60 de ani, nu? Așa. Nu, este matură. Matură, că tot aud niște doamne la căței, un an la căței... Nu. Nu există nicio echivalență. Nu, este un cal matur, foarte bine dresat, care a participat la toate misiunile jandarmeriei Călare. Și există... El este Josephine. Josephine? Da. El nu e un nume de fată? Da, e un nume de fată, pentru că eu mi-am dorit să fie fată și când am ajuns la herghelie era băiat. Și acum este băiatul meu cu nume de fată. Și care... Acum are 6 ani, Josephine. L-am luat când avea 3 ani. Răsfățat-o cine? Cel alb? Sau... Pe toți îi răsfăț. Dar cum e povestea asta? Adică... nici nu întreb, că sunt prea tâmbiță grajduri. Dar cum? Serviciu, cum e... O zi din viața mea? De da. Jandarm Călare? Da, da. O zi din viața noastră profesională, da. Ajungem la serviciu, participăm la instructajul de dimineață, după care, în funcție de misiunea pe care o avem de executat în ziua respectivă, facem un antrenament. Ce înseamnă? Scoatem caii la antrenament. Adică îi încălecăm. Și calul nu zice, azi n-am chef. Înainte să îi încălecăm, îi țesălăm, îi pregătim. Ia-l pe Josephine, zice ăsta mai... Nu. Nu, în funcție Dar de specificul misiunii. Dar pe ce criteriu luați azi sau pe amândoi antrenați într-o zi? Pe amândoi. Amândoi ies. Și dacă nu participă la misiune, el oricum iese la antrenament. Cu altcineva? Nu, niciodată cu altcineva.
Adică pentru a se crea cuplu perfect și a avea succes în executarea misiunilor, trebuie să nu existe schimbul ăsta. Fiecare jandarm are calul lui. Dar de îngrijirea primară, Țesălat sau... Noi ne ocupăm de tot. Tot? Tot. Și curățenie? Câteodată și curățenie. Dar avem îngrijitori. Ok. Deci îngrijirea corporală dumneavoastră o faceți. Da. Potcovitul? Avem potcovar. Nu potcovim noi cai. Mai există? Deci trebuie să existe, nu? Potcovar. Da, există. Adică există și... apar mașini electrice și tot. Nu, dar calul trebuie... Meseria asta este o meserie, ați putea spune, pe cale de dispariție, dar nu este așa. Deja în afară sunt școli pentru potcovari, unde învață inclusiv ortopedia copitei, ca să știe exact cum arată și unde bate caiaua respectivă. Vin și băieții la noi în țară care caiaua, au făcut școli în afară. Caiaua, celor mai tineri, sunt cuiele alea care se bat în unghia caielele, da. Eu am un dar special pentru dumneavoastră, făcut de colegii mei, apropo de potcoave. Este făcut manual. Ah, ce frumos! Detașamentul de cavalerie de GJMB. Foarte frumos. Mulțumesc frumos dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Nu am vrut să fie ceva așa cumpărat, am vrut să fie ceva specific. Aveți o amintire de la noi. E foarte frumos. Când eram mic, nu reușeam să... Pentru că mi-eram milă, dar bunicul mi-a zis, bă, stai liniștit că, uite, calul ăsta ascultător, ba chiar era cumva bucuros că simte așa, trebuie să-i faci toaleta, unghii pe acolo sau nu știu ce. Și eu zic, dar cum îi mai bați cu ele alea dacă ai dat? Lasă, tată, că nu e... Potcovitul este o artă. Nu aș putea să intru eu acum în detalii, pentru că nu este de... Știu, dacă ne-i recâia unghia aia, dar este o artă. Da, 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 și mai vedeai câte unul sărac, mai pe la țară, de mai... Se și rănea puțin așa, adică nu era unghia ca la noi sau, în fine. Foarte frumos, mulțumesc frumos. Sper să vă poarte noroc, potcoava e aducătoare de noroc. Știu, așa se spune. Știu, dacă nu arunci în capul cuiva, adică... Nu, sunt, poartă noroc. Spun asta pentru că am pățit-o la țară, că mi-a zis, bă, uite, o potcoavă. Și prima dată le vedeam puse pe stâlpul porților sau nu știu ce l-ai dat și zic, păi exact așa spune, aduce noroc. Aduce noroc, da. Da. Și pe urma mi-a zis că, uite, dacă îți pui o dorință și o arunci în spate și a fost singura ocazie când am crezut că fac bine, dar de fapt l-am nimerit pe unul. Tot timpul trebuie să te uiți în spate. Păi dacă te uiți și că nu ți se îndeplinește dorința, anunți ca la buchetul de nuntă, da. Foarte frumos. Dar mai există, adică eu asimilez calul în latura civilă, dar bănuiesc că există cineva care mai face potcoave, nu? Acum sunt magazine speciale. Le găsești făcute de-a gata. Magazine? Da. Magazine cu articole pentru echitație, pentru că și în țara noastră sportul ăsta a luat o amploare în ultimii ani, au apărut foarte multe baze de echitație, foarte mulți copii dorniști să încalece și atunci, automat, apare și această industrie de echipament și de întrebare, harnașament. De o prostie fără seamă. E o singură măsură la potcoave? Nu, sunt mai multe măsuri. În funcție de copită sunt mai multe măsuri. Da? Da. Adică 39, 40 sau... Nu, adică 0, 1, 2, 3, 4, 5. Și bineînțeles că dacă mergeți mult pe asfalt, se schimbă mai des, nu? Potcoavele se schimbă la aproximativ 2 luni de zile. La 2 luni de zile? Dar, dacă este nevoie, se schimbă mai devreme. Dar pe pământ sau pe arbă ar rezista mai mult, nu? Potcoavele noastre sunt speciale, au niște colți Vidia. Colți Vidia? Da, colți Vidia pentru aderența pe asfalt. Ăștia din capăt? Nu, nu, nu. Nu sunt puși pe potcoava asta. Ah, ok. Vidia știu ce înseamnă. E ceva foarte rezistent, așa. Da, deci nu alunecă calul pe... Dar asta e partea de jos. După care sunt... cum se cheamă? Când pui piciorul în... A, după aceea vine tot harnașamentul de pe cal. Șaua cu scărițele, frâu... Scărițe, nu? Da. Scărițe, șaua. Șaua, da.
Șaua e o poveste mai complicată în ziua de azi. Aveți propriul atelier sau... Nu, le cumpărăm. Pentru că știu un caz în jurul, acolo unde prințul Charles a pus ochii la whisky, nu știu ce, Mediaș pe acolo. A, la Mediaș este o firmă românească foarte bună, unde sunt meseriași, adevărații meseriași în piele. Și noi am luat harnașament de acolo, sunt foarte bine făcute și rezistă foarte mulți ani. Da. Medimpact sau Velicea? Ei, eu știu, adică e un caz mai particular așa, pentru că el deja, cetățeanul ăsta, e la un alt nivel. Coride din aia, mexicani, nu știu ce, cu tot felul de cusături. Am înțeles că o șa din asta cu ornamente texane... N-aș putea să vă spun cât costă. Noi nu avem așa ceva. Peste 50.000 de dolari. O șa cu cusături, cu modele, cu brizbrizuri, cu nu știu ce. Și în picioare ce aveți? Cizme. Cizme. Da. Asta tot un atelier special. Nu le luați de la italieni? Nu, tot de la magazinele specializate. În harnașament, echipament. Și pentru dragoste... Prietenie, un raport personal, am aflat de la prieteni fiecare militar cu căluțul sau căluții respectivi, dar aveți și ceva de ascultare, așa, o biciușcuță? O cravașă. O cravașă? Cravașa, da, se folosește pe timpul dresajului, nu se folosește ca să-l bați. Se folosește pentru a corecta anumite elemente din dresaj. Atenționare, zic eu. Da, da. Adică, alo, da. Tati, da. Vede și el o iapă sau numai un armăsar. Că... Băieții sunt armăsari? Nu. Sunt castrați. Da. Nu am putea ține armăsari pentru că noi executăm misiuni și cu iepe și atunci nu ar fi tocmai comod. Și am ales varianta să fie castrați. Nu există riscul să se îngrașe sau prin antrenament? Nu, pentru că ei fac efort mereu și au o condiție fizică foarte bună. Ce mănâncă? Mănâncă ovăz, mănâncă fân, mănâncă lucernă. Și grâu sau ceva mai tare? Nu, ovăz. Cereal? A, ovăz. Da. Am înțeles. Și răsfăț? Și răsfăț, fiecare, nu pot să vă spun ce are prin buzunare, da? Morcov, mere, zahăr, bomboane, suplimente speciale și din magazinele de dumneavoastră cai. Ce... Ai mei mănâncă orice. Da? Da. Mere? Și mere, și biscuiți, și bomboane, și zahăr cubic. Și zahăr cubic. Da. Asta știam și eu, da. Am niște amintiri. Bine, ai dumneavoastră sunt cai, ca să zic așa, adevărați. Pe la țară, la noi, erau cât oile, așa, niște căluți mai mici de munte, dar când stabilești deci ceva fantastic. Am văzut un film, dar nu mai știu cu cine era, cu Redford sau cu cine era, Whisperer, parcă se chema. Îmblânzitorul de cai. Da, da. Cu Robert Redford. Cu Robert Redford, da. Da? Înseamnă că și vedeți multe filme. Da, urmat. Dar nu, noi am tradus, dar era șoptitorul, adică povestea aia. Ceva ce îi spune la ureche. Da, 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 incredibil. E adevărat? Eu aș putea să vă spun, uitându-mă la colegii mei, care sunt niște oameni extraordinari, deci oamenii care lucrează cu animale, noi jandarmii călare, aș putea să spun așa, lucrăm cu animale, chiar și colegii mei de la câini care au câinii de serviciu, avem un avantaj în plus față de ceilalți jandarmi. Noi suntem iubiți și acasă de familiile noastre și suntem iubiți și la muncă de partenerii noștri cu care facem misiune. Mă uit așa la colegii mei zi de zi cum vin cu tot felul de... Ce ați spus, recompense și învață diverse trucuri, dacă lasă mânuța mai jos, să lase capul așa, să ridice piciorul, uite cum mă salută, uite cum dă noroc cu mine. Deci fiecare își iubește calul și e mândru de animal și de relația aia, pentru că dacă n-ar exista relația dintre cal și călăreț, nu ar exista nici succesul în stradă al unei misiuni bine făcute. Asta ajungem încet și la misiune, dar între antrenamentul, preocuparea personală, fiecare militar cu calul sau căluții respectivi. La un moment dat trebuie să faceți o formație, nu? Da. Cum se cheamă? Pluton, detașament? Formația de cavalerie, da. 10, 20? Sau plutonul de intervenție, depinde de misiune. Cât sunteți așa?
într-o linie, să zicem, sau în depinde, formație. Depinde, putem 8, fi 10. Putem fi 8, putem fi 10, putem fi 4, depinde de specific. Tot... Putem fi 30? Deci cât e toată unitatea? 30, 100? Nu. De militar? Detașamentul nostru are 49 de cai. Deci 49 sau da. 69 de militari. Militarii pot să fie mai mulți? Nu cred, dacă a spus că fiecare e cu calul lui. Nu. Ei, și ăștia 49 la un maxim de intervenție, să zicem, trebuie să aveți o singură atitudine, nu? Nu vom fi 49 linie. Vă dați seama că nu știu unde ar putea încăpea 49 linie. Se creează diverse elemente de dispozitiv la în parlament. De... 10-12. Acolo da. Însă e vorba de o atitudine comună om-cal, nu? Da. Aveți un comandant care vă zice galop, pas de defilare? Avem comandantul de batalion care ne coordonează, avem comandantul de detașament. Aveți din astea de... Avem și căști, vă auziți, nu, da. Nu strigă, nu? Nu, și cum zice, la căști. pas săltat, galop? Nu, la pas maximum și la trap. Maximum ce e, galopul? Galop. Galopul e mersul natural al calului. Care asta de alergare? Da, este mersul lui natural. Când îi dai drumul unui cal în libertate, el fuge. Nu o să meargă niciodată la pas sau la trap. E mersul natural al calului. Galopul. Dacă și-ar păstra naturalețea, dacă și-ar păstra, mai dar nu-și băieții, păstrează. Da, da. Noi, de obicei, la misiuni, mergem în pas sau în trap. Cai de la Leta, rare ori, care au plecat din curțile oamenilor pentru că nu mai își aveau stăpâni, au revenit destul de repede la starea de... Dar nu mai sunt sută... N-au devenit 100% sălbatici. Pentru că oamenii se pot apropia oarecum de ei. Dar se vede clar cine este fălosul hergheliei, da, femelele, protecția, o mânjii. Ori la dumneavoastră fiind militarizați, ca să spun așa, ca ei, ceea ce e clar. Adică, na, E o poveste foarte frumoasă, cavalerii spune. De mică, de când ați vrut să faceți povestea asta? Eu am început să călăresc la vârsta de 9 ani. Unde? La Clubul Dinamo București. Da? Și după anii 90, colegii mei erau polițiști și din 1993, secția de călărie a Clubului Dinamo a fost preluată de jandarmerie. Atunci am luat eu așa primul contact cu jandarmii. Și mi-am dorit, eram copil, mi-am dorit și eu să fiu cândva jandarm călare. Și, nu știu, pot să spun că sunt privilegiată, că de obicei cam tot ce mi-am dorit mi s-a îndeplinit. Mi-am dorit, în prima zi când m-am dus la călărie, era în teren un domn care încăleca un cal alb. Și stând așa, nu ajungeam eu până la gard, doar ce vedeam așa pe sub gard, mi-am dorit să am un cal alb. Și Dumnezeu mi-a dat un cal alb. De un film G.I. Jane cu Demi Moore, în care... A, că și-a dorit să fie pușcaș marin. Da, 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 și... Eu am avut mai mult noroc. Traseul de la acceptarea unei femei într-un batalion de bărbați a fost și traseul destul de dificil. Și mie mi-a fost greu și la frumos, început. Pentru că până la sfârșitul filmului, dacă vă aduceți aminte, ajungea să-l salveze pe zbirul ăla de e comandant. E foarte greu să pătrunzi ca femeie într-o lume 99,9% a bărbaților. Trebuie să dovedești că poți să faci parte din lumea aia, să fii... Cui să-i dovedești? Lor, în primul rând. Că ești un militar adevărat și că poți să faci față tuturor misiunilor și că poți să fii egalul lor. Și astăzi? Și astăzi eu okay. Pot să spun că sunt egalul lor. Îi consider ca pe niște frați. Dacă aș avea vreodată... Și s-a întâmplat să avem probleme în stradă și tot timpul am știut că mă bazez pe colegii mei și ei pe mine. Nu știu, suntem așa ca o mare familie acolo la noi, la muncă. Aveți... spray-uri, armă cu glonț... Avem armamentul din dotare, normal. E pistol sau sabie? Da, sau... pistolul din dotare. Avem și spray cu substanță iritant lacrimogenă. Din asta, tonfă sau... Avem și bastoane. Bastoane. Cavaleria are un alt fel de baston, mult mai mare. Și faceți și antrenamente specifice din astea? Facem de sală, de poligon, de... Și antrenamente de trageri, normal, da. Tragerile sunt periodice și noi facem și antrenament specific de intervenție călare. Unul la unul? Unul la unul, colegii mei. O parte dintre colegii mei stau jos și...
simulează, ca și cum ar fi manifestant. Când am făcut, erau, nu știu, câți faci pe minut sau aveți și condiție fizică, sală, bănuiesc, sau tot felul de antrenamente, nu? Teorie. Călăria este un sport mai aparte, unde și călărețul și calul fac condiție fizică în același timp. Adică nu este nevoie ca eu, înainte să mă urc pe cal, să fac 10 genoflexiuni. La flotări, nu? Nu. Urcându-te pe cal și făcând efortul 40-45 de minute cât durează un antrenament de dresaj efectiv, lucrează toată musculatura. O să vedeți că mai sunt sporturi gen not, dans, alergarea și călăria, unde lucrează aproape toată musculatura. După un anumit prag de efort, exercițiul devine cardio. Adică? Și atunci o ședință de echitație între 45 de minute, o oră și 10 minute este echivalentul a 2 ore de sală la fitness. Ce frumos! Deci asta... Călăria asta și nu m-am slăbește. Niciodată, da. Eu, făcând actorie, aveam cursuri de genul acesta, dar era un fel de botez așa cinic al cascadorilor și la primul film în care a trebuit să încalec un armăsar, nu era castrat, puneau un scaete sub șa. Eu, orășan, cu 2 ore de călărie la tablă, ca să zic așa, când m-au aruncat în șa și i-au și dat una pe spate și a luat-o ăla și când a simțit scaetele ăla sub șa, atunci am constatat libertatea absolută la un armăsar, de la, ăla de lângă mare era, de la... Mangalia? Acolo. E o hergelie la Mangalia. De la Mangalia, da. Și bineînțeles că după 50 de metri mi-au sărit și picioarele din scări și tot și m-a aruncat. Ați rezistat mult 50 de metri. Da, da, da. Păi eram tinerel, așa m-am ținut. Mi-am adus aminte de un film cu indieni așa și mă țineam de gâtul lui. Dar e clar că el n-a vrut să mă arunce sau nu ăsta l-a deranjat. Nu, simțea durerea provocată de... Noroc că era în sărătură și am căzut în cap, pentru că de atunci am o problemă cu gâtul, nu știu ce. Dar... până acolo o senzație extraordinară, da. Am mai încercat de vreo 2-3 ori, dar am zis să-i lăsăm pe alții. Luăm câteva minute de publicitate și ne întoarcem cu doamna Iepuraș. Frumos de tot. Toate bune și frumoase, doamnelor și domnilor, dar sunt și lucruri în situații reale care necesită un antrenament, o hotărâre și o organizare perfectă, nu? Da. Cele mai periculoase rămân la noi demonstrațiile și meciurile de fotbal, nu? Cumva. Da. Meetingurile, acțiunile de protest și meciurile de fotbal. Mulțumesc frumos doamnei Iepuraș. Fetelor, aveți în Laura un îndrumător. Este o armă ca și armata, ca și tot în ziua de astăzi, deschisă tuturor și puteți să deveniți subofițeri, ofițeri la această frumoasă armă cavalerie. Mulțumesc frumos, Laura! Cu mare plăcere! Dar trebuie să fac o poză cu Laura. Nu o las să plece. Să nu o lăsați. Scuzați-mă, dragi prieteni, să nu o lăsați să plece. Trebuie să fac și eu o poză. Doamnelor și domnilor, știți foarte bine povestea 1789, concurs. Computerul va suna acum și va zice cineva... Alo! Alo! Să rămână, te rog. Bună seara, cum vă numiți? Bună seara, Cristina sun. Doamna Cristina, de unde sunteți? Din București. Din București, perfect. Adresez ghicitoarea? Da sau nu? Da. Spuneți, dumneavoastră vreți ghicitoare sau o întrebare de la domnul Florin? De la mine ghicitoare? Da, ok. Așa. Iarna în frig, vara în soare, neschimbat e la culoare. Dacă dați un cadru mai larg, colegul, puteți... Bradu a zis. Așa, corect. Ia să vedem, doamna Cristina, un număr. Să încercăm numărul 8.
Stație de călcat. Merge? Merge. Cum să nu? Foarte bună. Ia să vedem restul. Ce se mai ascundeau pe aici? Deci Florin Cănescu Show pe Instagram și pe TikTok și avem un solo spot acum, da? Da. Mergem mai departe. Mai avem câteva lucruri frumoase în această emisiune, dragi prieteni. Sper că de azi înainte o să am noroc, dragi prieteni. Următorii mei invitați sunt Alessia Morariu și Cosmin Lupoaie. Normal, n-ar trebui să mai comentez. De câți ani faceți dans? Eu fac dans de 10 ani aproape. Pe câți ani ai? 16. Deci are 16 și face aproape de 10 ani. Și tu? Da. Eu practic dansul de 12 ani. Și am 14 ani. Nu, 19. 19 ani. Dar împreună? De foarte puțin timp. Foarte puțin timp. Probabil național, balcanice, tot felul de premii. Împreună avem 3 titluri de campion, vicecampion național și... Colegii mei, adică telespectatorii, pot să vadă și niște poze în timpul ăsta. Dar cel mai recent... Cel mai recent... Campionat mondial, nu? Da, în Israel, Tel Aviv, 28 noiembrie. Și ați prins finala, nu? Da. Bravo. Mulțumesc. Deci locul cât? Locul 6. Ia uite, asta de unde e poza? Campionatul național. Campionatul național. Da. Nu în ultimul rând, dragi prieteni, trebuie să menționăm un nume bine cunoscut în lumea dansului și în activitatea de televiziune. Îi datorați și lui Mihai Petre parte din cariera voastră și Elvirei. Normal. Și mai e un nume italienesc sau spaniol. Paolo Campigotto. Paolo, ce face? Este antrenorul nostru de standard. De? Standard. Standard. În dansul sportiv există două secțiuni, standard și latino. Pe standard este Paolo, iar pe latino Mihai și Elvira. Eu sunt foarte bun la niciunul din stiluri, deci... nu știu dacă ați văzut un șifonier așa când se mută prin sufragerie. Câte ore petreceți la sală? Avem săptămânal... în jur de 4-5 ore pe zi, în care se încadrează și grupurile și particularele. Bă, ca să nu credeți că mergeți undeva la o nuntă, ați luat un păcărel, puneți ochii, bine, cu nevasta care e, sau cu prietena, sau cu logodnica, sau cu ce-o fi acum, și zici, te duci așa la una venită și ea cu trenul, să rămână... face un cea, un cearlăzăr. Copii, vă mulțumesc frumos! Și noi mulțumim. Să vedem despre ce este vorba. E dansul pe care l-ați făcut în Tel Aviv sau altceva? Da. Puteți să ne spuneți înainte ca să nu căutăm prin dicționare ce e? Cea-cea-cea și rumba. Am zis la mișto cea-cea-cea, jur. Rumba e cu gheață. Sau ce e? Rumba. Rumba, dansul dragostei. Și tango ce mai e atunci? Argentinian. Pardon, iertați-mă, m-am tâmpit de tot. Deci rumba, cea-cea-cea, dansuri de viață, de amor, de dragoste, de despărțire, de împăcare, de nenorocire. Dans!
Bravo, copii, bravo. Păi, până la ce oră auzi? Până la ce oră ține emisiunea? Vă mulțumesc frumos. N-am vrut să zic până la ce vârstă aș putea să mă apuc de dans, de la spiritul. Cred că mai am puțin și o să mă duc și eu pe la sală. În sfârșit, dacă o să auziți chestia asta, dacă nu o să fie pentru dans, măcar cu cai mascați și lumânări. Dar o să aflați din presă unde o să fiu depus, la ce bancă. În sfârșit. Bă, neapărat să veniți să-mi cântați, dacă veți fi supravie. Bine? Și vă spun eu, vă fac repertoriu ce să-mi cântați la sala unde o să mă duc eu să mă antrenez pentru cele veșnice. Doamnelor și domnilor, a fost la noi cu muzică populară o frumoșică tare din zona Iașiului, care trăiește între Iași și Constanța, și am aflat atunci că are și două școli. Una dintre ele, din creațiile ei, va veni acum să ne încânte, dragi prieteni, cu lucruri de sezon. Deci, Ama School Music, Ana Maria Ababei. Aduceți aminte? Eu am văzut-o când a venit așa în civil, în treninguț, zic, bă, parcă te știu de undeva. Și, sincer să fiu, m-ați recunoscut totuși destul de ușor. Prima oară vă uitați așa mai lung, dar după, mă, dar tu nu erai fata babei, fata moșului. Fata babei și fata moșului, da. Da. Și asta este, deci, una din preocupările tale. Am reținut atunci că faci naveta între Iași și Constanța, unde ai și acolo, ai copii și acolo, nu? Da, într-adevăr, la ambele școli de muzică din țară și sper că nu singurele, pentru că mi-am propus să extind acest proiect din ce în ce mai mult, tocmai din dragostea pe care le port copiilor talentați în special, și din dragostea pe care o am față de muzică. Și da, fac naveta, dar mi se pare totul mai ușor în momentul în care știu că fac ce-mi place. Și ei, copiilașii pe care o să vedem acum, sunt și din Iași și din Constanța? Da, în această seară sunt o parte din elevii școlii de la Iași, dar și o parte din elevii școlii din Constanța. Uh-huh. Sunt aici. Iată, alături. Deja sunt așezați. Ia să vedem. Și la pian cine este? La pian este colegul nostru, profesorul de pian de la AMA Music School Iași, Aurelian Holeră. La chitară este Alexandru Mihai Grosu, cu mătrul meu, prietenul meu și cel mai tare profesor de chitară din Iași. Teodora Manolache, profesor de canto. Da. Andreea Vicovan, profesor de canto. Dar cine, care e cu pianul? Că nu văd. Pianul unde e? Ăsta de mijloc. Da, Aurelian. Și cel cu pălărie mă interesează așa mai... Cel cu pălărie este David Simion, un tânăr foarte David talentat. Simion. Mă, cine împlinește azi 10 ani? Mâna sus! Cine e sărbătorit? A, ce frumos! Și de ce? N-ai stat acasă? Nu. Ai vrut tu să vii aici? Da. Bravo. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Cu plăcere. Știți ce a făcut? Deci, eu vă spun exact cum s-a întâmplat. Părinții au organizat petrecere de ziua ei, petrecere surpriză. Și când le-am spus că avem ceva treabă la București, în prima fază au zis că nu putem veni, că e ziua fetei. După jumătate de oră au sunat: hai că am anulat tot. Hai. Hai. Hai să vedem. Să vedem și să ne bucurăm.
Seara, dragi prieteni!